După aia m-am un segment mai jos de școala 1, unde am niște probleme cu intrăturile. Acolo are o zonă de pantă și am totul cu o stradă, două străzi, de fapt, unde din cauza sunt un prea abundente, îmi intră apa în canalizare, aia nu duce și așa. Și fac toate un sistem de preluare apelor fluviale prin trotuar, unde porosească canale din alea de preluare de trotuar, ca și până marginea bordului. Deci, am vorbit de lucrările să... Voi, ca să vă sincronizați cu... La mine e mult mai repede, pentru că la mine nu sunt valoare mare. La dumneavoastră sunt problema mai mare. Păi nu, ideea e ca să dăm și un termen, că cu siguranță romașcanii vor să știe în cât timp facem... Domnul președinte, la mine eu pot să vă spun că în luna iulie am toate procedurile. Nu, pot să încep lucrările, dar poate chiar mai repede. Luna iulie. Iunie. Da. Bun. Deci ai la dumneavoastră studii fezabilitate. Nu. Deci bugetăm banii pentru modernizare aici. Imediat ce avem bugetul, dăm drumul la SF și... La Dali, da? Dali, da. Și... După care nu putem să facem întreținere, deci... Nu? Pentru că trebuie să dați seama, trebuie să-și formă lucrurile. Bun, eu aș vrea să terminăm anul ăsta modernizarea. Da, o să vedem poate ce se face îmbătărință în fază cu ușoară, ce face să vedeți ce proiectează care se trebuie. Domnul președinte, aici mai e o dată în cărmă, aici a fi lisit cu piață de aia publică. Da, nu ne putem pronunța până la urmă. Da, că vin la fața locului. Păi, stai de sprijină, dar dacă studiul greu, nu putem pronunța. Din dacă ăsta, nu trebuie să fie, au întreținută din totdeauna. Da, știu. Da. Dar, oricum, aș vrea ca până la sfârșitul anului să finalizăm unde sunt. Noi mai avem până în calea ferată, am zis, dacă pot. Bun, acolo mai simplu că e doar covor. Nu putem lăsa o porțiune care încă rămâne... Da, dar spina administrarea noastră. Da, noi e noastră. Păi totul a dumneavoastră. Noi până la ieșirea din municipiul Roman, dar acolo e a noastră. Perfect. Bun. Și încă o rugăminte, dacă puteți instala drumul național, am înțeles că e prins reparația podului peste Moldova, la intrare în Roman. Trebuie doar să aștepți aprobarea bugetului. După buget facem o discuție, o să îi invit pe directorul direcției regionale drumul național. Venim încoace împreună la Roman. Da. Mergem stabilim împreună. Da. Și e destul de deteriorat traficul, volumul de trafic e destul de mare pe deodată. Până la urmă, bugetul ce ne-am absolut. Pe relația asta de drumul mai avem și podul de la Luțca care intră. Vreau să merg să-l văd da. Așa cum. Podul de la Luțca, noi deja avem proiect. Da. E chiar în licitație. În licitație, nu? Da. 6 milioane de abilitare. Da. Și în continuare mai avem la Sarnă de drum județean. Da. Tot pe de drum județean. Astea sunt pe toate relații. Bun, înțeleg că vă grăbiți că aveți sesiune de Consiliul Local. Eu o să mă duc la Luțca, la pod, dacă nu aveți cum, mă duc singur. Și atunci ai noștri din primăria Roman cu Consiliul Județean să sincronizeze ca să putem să finalizăm până la sfârșitul. Perfect. Tot cele bune. La revedere. Bună ziua. Este de la drupă. Pot să fac mai singur din Moldova, din forma asta, din cred că al doilea din Europa. De lungimea asta, nu? Da.
și lungime și sistemul constructiv. Da. Are 3 deschideri, 2 de 60 de metri și deschiderea principală de 90 de metri. E, hobana e o grindă continuă dintr-o parte în alta. Și de înălțimea unui om se poate merge chiar în hobana de sub. Are și guri de vizitare. De... Și soluția pentru modernizare e aleasă la fel, nu? Da, este aleasă soluția pentru modernizare. Se fac 7 deschideri. Din astea 3 ori se facă 7 deschideri. Eu sunt foarte greu de lucrat. Trebuie să fiu pregătit că lumea să va fi un pic de deranj. Da, fiind așa lungă, o să nu iau. Și cu modernizarea drumului venim până aici, nu? Deci am propus inițial să venim până la cod și valoarea era prea mare. Am zis că facem un covor pe trafic, nu e atât de intens pe stațiunea asta. Sau nu-i stabilit bine pe da. Exact. Bună ziua! Da. Astăzi am făcut o vizită de lucru în teren, așa cum ați văzut și dumneavoastră, m-am întâlnit cu primarul Romanului, cu domnul Micu, pentru că în ședința de Consiliu Județean de ieri am aprobat trecerea segmentului de drum de la OMV până la sensul giratoriu. Drumul aparține municipiului Roman, l-am trecut la Consiliul Județean să-l putem moderniza. O să facem cât de repede demersurile necesare pentru a demara studiul de fezabilitate, cele necesare demarării licitației și îmi doresc și sper ca până la sfârșitul anului să fim gata să putem să modernizăm acest segment de drum. De asemenea, am venit aici la Luțca, la acest pod, care, așa cum au spus și colegii mei, este unul din cele mai lungi poduri din România, cel puțin. Și acest obiectiv este deja în faza de licitații. Așteptăm să finalizăm licitația, după care vedem cine câștigă și vom colabora și vom ține strâns cu cei care vor construi să avem un termen real și rapid pentru a moderniza podul de aici, de la Luțca. Ce înseamnă mai exact a moderniza partea din strada Mihai Viteazul? Cu ce, care va fi aportul Consiliului Județean? Aportul Consiliului Județean va fi covorul asfaltic. Sunt aici în capăt, înțeleg, niște probleme cu canalizarea și cu ceva aducțiuni de apă pe care le va efectua primăria Romanului, iar noi venim cu covorul asfaltic. Direcția tehnică din cadrul Consiliului Județean va da voi estimare de lucrări pentru cele două investiții? Nu. Abia le-am trecut la noi, abia ieri am aprobat să trecem în subordinea Consiliului Județean acest segment de drum. Imediat începem cu săptămâna. Și pentru podul de la Luțca există vreo estimare? Ba da, este. Aici avem 60 de miliarde de dolari de investiții. Da, pentru acest pod. Și este un deviz estimativ? E scos deja pe licitație, este proiect tehnic. Deci este proiectul tehnic. Sigur. Urmează licitația pentru execuție. Păi deja pe licitație, dar pentru execuție. Adică este... Da, da, da. Acolo suntem cu podul de aici, suntem avansați. Că dacă dă domnul și într-o lună, două maxim, avem și constructorul, cred că cu niște eforturi până la sfârșitul anului am putea să spunem că ne încadrăm să-l modernizăm. Deci ați dat și termenul cumva până la sfârșitul anului. Vă doriți? Eu îmi doresc, doar că știți cum e. Dacă un constructor, ai noroc să câștige licitația un constructor bun, atunci se și ține de treabă. Că vedem ce se întâmplă. Vin constructori care câștigă licitația, după care trebuie să te rogi de ei să apuce de lucru și... Știu că ați spus de mai multe ori în cadrul CJ că veți monitoriza îndeaproape investițiile pentru ca lucrările, mai ales cele de asfaltare, să fie făcute bine. Pentru că acest pod a mai fost modernizat, să spunem. S-a mai intervenit pe el, dar în continuare n-au fost intervenții de substanță, structură, să zic, și de structură. Au fost doar covoare asfaltice. Nu, aici vorbim de o lucrare de modernizare, să intervine la structura podului, pentru că este o sumă destul de mare. Voiam să vă întreb dacă aveți o echipă care să vă anunțe de drumurile care sunt într-o situație, de exemplu, drumul dintre Icușești și Ion Creangă, dacă știți. Drumul dintre Icușești și Ion Creangă, de asemenea, este pe faza de licitații. În proporție de
90% din drumurile județene cu diferite probleme vor intra pe modernizare. Avem deja o parte va intra anul acesta pentru că suntem deja pe licitații cu cred că 47 de obiective de drumuri și acum lucrăm la documentațiile tehnice pentru încă 60 ceva de obiective, deci eu îmi doresc ca până la sfârșitul mandatului meu de președinte al Consiliului Județean cel puțin 90% din drumurile județene să fie modernizate. Și puteți face ceva și în sensul prevenirii unor evenimente rutiere nevăzute, în sensul în care, dacă ne uităm la cele mai multe dintre drumuri și județene și naționale, vopseaua cu care se fac marcajele nu este nici cea mai reflectorizantă, nici cea mai rezistentă, că de la toamnă la primăvară deja nu se mai vede, plus că în unele locuri chiar lipsesc niște panouri indicatoare. Da, în caietele de sarcini pentru aceste drumuri județene care vor fi modernizate, am introdus aspectul ăsta ca vopseaua care va fi folosită pentru marcajele rutiere să fie o vopsea de foarte bună calitate. N-aș putea să vă spun acum tehnic de care, știu de care, dar nu o vopsea care astăzi o dai și peste 3 luni nu mai este. Bun, dar acolo unde nu se va interveni pentru modernizarea anul acesta, măcar o vopsea bună pentru că pe timp de ceață vrem să facem marcajele rutiere să le împrospătăm, să spun așa, pe toate drumurile județene. Sigur că sunt și drumurile naționale, am vorbit cu cei de la Direcția Regională de Drumuri Naționale de la Iași că începând din primăvară ne-am dorit să intervină pe drumurile naționale cu marcaje rutiere pentru că, așa cum ați spus, dacă e ceață sau e noapte, deja suntem într-o mare problemă. Pentru că tot ați pomenit de modernizare, voiam să vă întreb la ce stadiu mai este acum proiectul de societatea mondială serviciului ghidate. Deja suntem, l-am depus la, știți că acolo proiectul tehnic și studiile au fost refăcute pentru că ceea ce am preluat de la Primăria Romanului nu mai era actual, de actualitate și atunci a trebuit să refacem și proiectul tehnic și studiul de fezabilitate și tot. Deja l-am depus la Compania Națională de Investiții. Cred că într-un termen foarte scurt va fi scoasă la licitație și nu știu care, cred că 2 ani cred că e termenul de execuție, dar sunt sigur că vom avea o casa celibidache restaurată așa cum trebuie și cum merită de altfel romașcani. Vreau să vă mai întreb dacă aveți o discuție directă cu administrația Spitalului Municipal din Roman, dacă vi se spune de ce au ei nevoie pentru ca și aparatură, dacă da, apelează la am avut zilele trecute o discuție cu domnul primar Micu, a fost la Consiliul Județean, am discutat mai multe subiecte, pentru că, așa cum știți, în perioada următoare o să aprobăm bugetul și i-am solicitat eu o întrevedere pentru a discuta problemele stringente, să spun așa, cu care Romanul se confruntă și Consiliul Județean poate ajuta. Unul din subiecte a fost Spitalul Municipal de Urgență din Roman. După cum bine știți, și anul trecut Consiliul Județean Neamț s-a implicat și a sprijinit această unitate spitalicească. Ministerul Sănătății, de asemenea, după vizita ministrului, doamnei ministru Pintea, a alocat sume de bani pentru achiziționarea diferitor echipamente medicale și în acest an am stabilit împreună cu domnul primar să facem demersurile necesare la Ministerul Sănătății pentru ca nevoile Spitalului Municipal de Urgență din Roman să fie rezolvate. S-a spus ce nevoi? Domnul primar v-a spus câteva dintre ele? Nu, a rămas să facă o listă cu echipamentele necesare și sigur că încercăm să ne dăm tot concursul să rezolvăm problemele. Pentru a ține legătura cu Rumașcani, spuneați la sfârșitul anului trecut că vă doriți un punct de lucru. Da, și asta a fost unul din subiectele discutate cu domnul primar. Mi-a spus că a identificat un birou pe care să-l pune la dispoziția Consiliului Județean Neamț pentru a avea un punct de lucru aici, la Roman. Pentru că ne dorim să fim mai aproape de romașcani, să le preluăm problemele și să încercăm să le rezolvăm cât de repede se poate. Ce înseamnă pentru comuna dumneavoastră refacerea acestui port?
dar nu înseamnă numai pentru comuna Sagna, vă dați seama, suntem 6 comuni care tranzităm. Cu siguranță, dar dumneavoastră sunteți posesor, așa în ghilimele, nu? În ghilimele, a spus foarte bine. Deci administratorul podului este Consiliul Județean. Am spus așa la presă, am spus-o mai multe ori. Am văzut cum ați apostrofat ca și cum așa ar fi aruncat pisica în curtea Consiliului Județean. Nu, nu, a spus ceea ce era corect. Podul exact. Este în administrarea Consiliului Județean și nu doar pentru Sagna este o investiție necesară, cât pentru toate localitățile care sunt de partea alaltă a podului. Așa cum am spus, inclusiv podul de la Ion Creangă va fi reabilitat. Acum găsim soluțiile să rezolvăm problema cu Regia Națională a Pădurilor, pentru că acolo avem o problemă de proprietate, dar cred că suntem pe ultima sută de metri să rezolvăm și problema asta și vom aloca sumele necesare și pentru podul de la Ion Creangă. Dacă da. Domnul primar vreți să mai spună ceva? Domn primar, vreți deci să mai... Eu țin într-un mod special să-i mulțumesc domnului președinte, deci podul este foarte important. Sunt primarul comunei Băra. Prin comuna Băra trece drumul județean 280, care face legătura Strunga Dagâța. După ce se termină cu podul, sperăm ca legătura cu Iașu, avem promisiuni de la comuna Oțeleni, iau proiect și bucățica de drum de 1200 de metri să fie reabilitată și toată zona să fie mulțumită. Am vrut să ajung astăzi aici la Casa de Ajutor a Pensionarilor pentru că cei care conduc astăzi această instituție înțeleg că se confruntă cu o problemă și cred că Consiliul Județean vă rog, veniți în dreptate. Cred că Consiliul Județean Neamț are obligația și datoria noastră ca și oameni aleși de populație să ne implicăm în a rezolva și pune umărul la această problemă majoră cu care se confruntă pensionarii din toată zona română. Domnul președinte, realitatea este că sunt 25.800 de membri. Cea mai reprezentativă asociație sau eu știu, hai să zic, instituție, dacă vreți, cu scopul de ajutor social din Roman. Din Roman și din toată zona. Și din toată zona. Da. Așa că noi mulțumim de interesul pe care... Cu siguranță împreună o să găsim soluții pentru că nu există problemă fără soluție. Dar care este problema? Haideți să spuneți-o dumneavoastră. Problema este în mod deosebit să vadă și președinția Consiliului Județean. Noi ne simțim foarte onorați că în sediul acestui asociații ajunge pentru prima dată o persoană interesată de bunul mers al asociației. Problema care o avem noi este cea de înregistrare a conducerii exact. Acestei asociații la grefa judecătoriei Roman. De 6 ani noi ne străduim cu toate eforturile ca pensionarilor să le fie cât mai bine. Împreună domnul președinte, domnul vicepreședinte și ceilalți doresc întotdeauna să rezolve domnul, toate domnule, problemele. Asta ne povestim noi. Așa pe domnul președinte să vină, a luat primele cadre și gata, nu avem timp.